Suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor. Numărul de telefon este 0734-313333. Am zis bine? Mulțumesc mult! Așa, la care ne puteți contacta și să adresați întrebări invitațiilor noștri. Dacă sunt zone în care există acest pericol, invitații mei, mă bucur să vă spun că practic în echipă, doamna Bădicu, reprezentanta ONG-urilor, doamna Moagher și domnul Sandu Ștefan, vor colabora în această acțiune de colectare a câinilor de pe stradă. Doamna Moagher. Domnul primar Adrian Dobre a afirmat că are o locație, militează domnia sa, eu respect lucrul ăsta, pentru o locație undeva lângă Plotan, în Nucilor, care va avea, spune domnia sa, spațiu pentru amenajat pentru a găzdui în jur de 2000 de capete. Nu? Greșesc? Da, 2000. Așa era proiectul. Vă rog, doamna Moagher, care părerea și pomul pe fiecare parte? Da, știu de existența acestui proiect făcut în anul 2010 sau 2010. Eu aș cere totuși o consultare publică pe tema aceasta a ploieștenilor. Știți bine că am militat împreună cu consilierii, grupul consilierilor PSD din Consiliul Local și am reușit să semnăm un contract de asociere cu Primăria Valea Călugărească. S-a făcut acel proiect, există deja pentru Valea Călugărească. Mi se pare oportun să ducem acolo adăpostul cât mai departe de Ploiești. Trebuie să înțelegem, oricât ar fi standardele menținute și câtă curățenie ar fi, acești câini totuși sunt niște animale care degajă un miros, există pericol pentru sănătate publică, deci nu mi se pare oportun să fie în oraș acest adăpost. Tocmai de aceea, până la urmă, nu contează neapărat părerea mea, ci contează părerea ploieștenilor. Eu aș propune o audiere publică pentru această temă. Am înțeles. Domnul Ștefan? Și eu sunt de aceeași părere. Mi se pare normal că e șef aici. Nu. E liberă exprimare și fiecare... Sunt de aceeași părere pentru că un adăpost trebuie să fie cât de cât izolat. Și în norme trebuie să ai minim 800 de metri de cea mai apropiată locuință. Am înțeles. Deci... Nu se deci poate face. Sunteți de principiu ca să fie undeva în afara localității, dar fiind în Valea Călugărească, e în afara localității, acolo nu știu spațiu unde e. E zona contaminată, unde a fost... Pe bine, asta nu e problema, no, că se poate... S-a făcut ecologizarea terenului, că nici nu am primit aprobări dacă am face pe un teren contaminat, deci nici nu s-ar pune problema de așa ceva. Atât că noi ne dorim un adăpost care să fie la standarde așa cum cere legea, pentru că într-adevăr al nostru la momentul când a fost construit, le îndeplinea pe toate. Acum, după noile norme, nu le mai îndeplinesc. Exact. Nu mai ziceți lucrul ăsta că vă treziți cu instituția. Nu, noi spunem adevărul pentru că ăsta este adevărul. Dacă ne ducem în alte adăposturi care au fost făcute de curând și doamna Bădicu ne poate confirma acest lucru, câinii au pardoseală, au acoperiș, sunt multe condiții care, într-adevăr, trebuiau puse la dispoziție, dar nu avem posibilitatea aici. Haideți să vedem și părerea doamnei Bădicu. Ce ziceți, doamne? E bun asta de aici? Eu nu sunt de acord. Un prim motiv ar fi nu că... Nu sunteți de acord cu celul de la Valea? Construcția celui de la Valea. În primul rând, cred că este foarte departe. Cred că ar necesita niște costuri foarte mari, nu știu câți kilometri sunt până acolo. Stau și mă gândesc că noi câțiva abia venim aici, la Bucov, care este... și un drum mai scurt, este mai ușor de, nu știu. Din punctul ăsta de vedere, aici trebuie să recunosc că aveți dreptate. E greu și pentru dumneavoastră să vă implicați, să vă duceți la... La Valea și dar să zicem că v-ar pune la dispoziție primăria un mijloc. Da, eu cred că în jurul Ploieștiului, la periferie, mai sunt, s-ar putea găsi niște terenuri să se construiască. Care nu neapărat să fie în zone locuite. Nu știu. Pe unde, nu știu. La mare, gândim la viitor și ne gândim la dezvoltarea orașului și la zona metropolitană, atunci trebuie să gândim un pic mai departe și mai dar în poate viitor. Până atunci, doamna Moagher, nu o să mai fie așa de mulți câini. Poate o să fie una cu adopțiile. I-aș adopta pe toți, credeți-mă. Pe toți aș lua. Dacă aș putea și dacă aș avea soluții. Eu aș vrea și părerea colegii mele. Ție cum ți se pare? Care e cea mai bună variantă, după părerea ta? Cea de la Valea Călugărească sau cea de aici, de lângă Protan?
Eu cred că trebuie să găsim o soluție optimă, așa cum spuneam, mai devreme, doamna, și pentru locuitorii orașului. Bănuiesc că trebuie luate mult mai multe lucruri în calcul, nu doar distanța. Deci cred că trebuie să gândim un pic în perspectivă, să luăm în considerare mult mai multe lucruri și atunci probabil că, da, la Valea ar fi o soluție care să îndeplinească mai multe criterii. Înțeles. Te-ai pus bine cu doamna Bădă. Dar, în primul rând, trebuie să respectați normele. Nu pot să-mi dau eu seama sau să calculez în momentul ăsta, că n-am de unde să știu, dar cu siguranță nu doar distanța ar trebui să fie o problemă aici. Eu cred că un lucru important în toată ecuația asta este ca spațiu să ofere găzduire pentru foarte mulți câini. Să, pe de altă parte, să existe personal angajat care să ofere grija necesară. În parteneriat cu... La modul ăsta gândesc eu rezolvarea. Dar dacă noi o să sterilizăm foarte mulți câini, nu o să mai fie nevoie de un spațiu atât de mare să cazăm câini. Dacă îi întoarcem în teritoriu. Și dacă îi întoarcem, păi și dacă sterilizăm... Și dacă se câștige doamna aia din București și procesul dacă... și m-am luptat degeaba. Cum și atunci construcția unui adăpost, poate unul mic așa, să ținem acolo în tranzit niște câini care pleacă spre adopții. Așa mi-aș dori să fie cât mai puțin. Cred că toată lumea și-ar dori acest să lucru. Fie cât mai puțin și să le fie bine și... Vorbeam în prima parte a emisiunii, om să rog colegii, de fapt am rugat colegii să sune pe domnul Botez, domnia sa n-a răspuns, îi rog să mai insiste, pentru că e important ca, dacă există și alți consilieri locali care ne privesc în momentul ăsta, pot intra la numărul de telefon afișat pe ecran, l-am zis bine, chiar bine l-am zis, 0734-313-333, deci le citim așa a făcut efectul. Prin urmare, vreau să vă întreb așa. Ați zis de registru. Vreau să știu care e situația cu acest registru. Din punctul meu de vedere este foarte important recensământul nu numai a celor care sunt acolo, ci a celor care sunt în stradă. Am făcut emisiuni cu doamna Bădicu acum 10 ani, așa, în care dânsii se oferi să facă recensământ, să se implice pentru rezolvarea acestei situații printr-un recensământ. Există posibilitatea, există acest registru la modul ăsta, adică aveți o plajă foarte largă de... Nu. Există un registru de evidență a câinilor, în primul rând toți care sunt capturați, sterilizați, se trec toate, absolut deci cei care toate tratamentele, acolo. Exact, v-am spus. Nu-și poate produce efectul pentru a avea acel registru general până nu punem în aplicare hotărârea 502. În care și aici nu a fost luată în considerare organigrama primăriei. Știți că în 30 de zile, practic, scrie în acea hotărâre, eu mi-am și notat, în 30 de zile de la aprobarea HCR trebuie să se întocmească registrul exact. Local de înregistrare și de identificare a câinilor fără stăpân. Iar toată lumea a găsit pe noi, Parcul Constantin este revinovați, dar gândiți-vă, noi nu suntem organ de control. Să știți că avem pe domnul Botez. Facem cu tot respect. Da? Da. Mulțumesc mult. Bună seara, domnul Botez. Bună seara, bună seara. Domnul Botez, am spus telespectatorilor că dumneavoastră sunteți cel cu care eu am negociat acel proiect și cu sprijinul dumneavoastră și pe urme al celorlalți, al tuturor, practic, am reușit să facem să se aprobe în Consiliul Local, motiv pentru care vă mulțumesc tuturor încă o dată, am făcut-o și public pe incomod pe h.ro. Domnul Botez, suntem aici, doamna Moager, domnul Ștefan Sandu și doamna Bădicu și colega mea Andreea Neagu, și ne gândim de ce Dumnezeu nu s-a putut până acum, chiar dacă este în instanță, dar nu este suspendat și dumneavoastră ca avocat ne puteți lămuri procedural, de ce nu s-a putut pune în aplicare măcar o parte din acea hotărâre de Consiliul Local 502 pe 2015? Și cum putem face să demarăm practic, să facem ceva, să înceapă să-și producă efectele? În primul rând vreau să vă salut pe noastră invitați telespectatori. Și ca să intrăm așa în subiect, cred că la nivelul proiectului, colaborarea pe care am avut-o a fost un pas extraordinar pentru rezolvarea acestei probleme a câinilor. Sunt de acord. Așa cum am spus-o, problema câinilor este mai mult o problemă a oamenilor și oamenii sunt cei care trebuie să o rezolvă. Am reușit, cred că a fost destul de dificil pentru toată lumea să convingem că managementul acestei probleme este o chestiune care trebuie să privească comunitatea, iar comunitatea este cea care stabilește reguli. Regulile pe care le-am stabilit noi au fost unele care au fost apreciate nu numai pe plan intern, ci și pe plan internațional.
în condițiile în care au existat aceste aprecieri, cred că de la vorbă la faptă intervine elementul uman, intervine acel element care ar trebui să pună în practică în mod clar și fără echivoc ceea ce Consiliul a stabilit. Sigur, există și elemente de natură politică. Din păcate. Avem un concurs, dacă vreți, între două soluții. Una care a fost promovată în perioada 2008-2012 și care s-a dovedit a fi falimentară, și alta pe care fostul Consiliu a găsit-o și care a întrunit majoritatea opțiunilor. Acum dumneavoastră puneți întrebarea, de ce nu se pune în practică? Nu se pune în practică din două motive. Pe de o parte, și mi-asum ceea ce spun, cred că nu se vrea rezolvarea acestei probleme de către anumiți factori implicați, iar pe de altă parte, cred că, am înțeles că este și doamna director Moacher, da. Nu facem suficient de mult apel la oamenii cu experiență și doamna director face parte din acest grup. Tocmai de aceea, ar trebui ca la acest moment Consiliul să își asume ceea ce a decis anterior și să ceară punerea în aplicare a acelui proiect cât mai repede. Aceasta este o chestiune care nu mai ține de Consiliul. Ține de executiv, ține de primarul Ploieștiului, iar primarul Ploieștiului, acum două ședințe de Consiliu, a informat în mod indirect, și am să vă explic, consilierii, că vreau o finanțare pentru proiectul pe care prietenul domnului Isare, domnul Volosevici, l-a promovat în perioada 2008-2012. Domnul Botez, cu tot respectul, vă rog, haideți să nu politizăm. Păi nu politizez. Vă rog mult. Atunci întrebarea este foarte clară. Dacă ultima hotărâre a Consiliului este în sensul a ceea ce dumneavoastră ați făcut lobby și noi ne-am însușit, iar dacă primarul municipiului, ca șef al executivului, vrea să dezvolte un proiect care a devenit caduc prin aprobarea celui nou, cred că este, dacă vreți, explicația principală a faptului că în Ploiești, în aceste condiții, este foarte greu să rezolvi problema câinilor fără stăpân. Domnul Botez, nu e politică. Care ar fi pârghiile, nu știu, legale, normal, ca acel proiect, acea hotărâre 502/2015 să înceapă să-și producă efectele? Sunt de acord. În momentul ăsta există acea doamnă din București care a contestat, practic, reteritorializarea. Dar hotărârea nu este contestată. Greșesc? Nu, aveți perfectă. Adică nu este suspendată, pardon, sau anulată. Nu, aveți perfectă. Bun, deci ea poate fi pusă în aplicare. Bun, ce trebuie să facem noi cetățenii? Ce trebuie să faceți dumneavoastră consilierii locali ca această hotărâre să înceapă să demareze? Pentru că știți foarte bine, există programe de informare și educare a cetățenilor. Există departament, organigramă care trebuie aprobată în Consiliul Local, un departament în cadrul Poliției Locale pentru protecția animalelor. Există o serie de registru de evidență locală. Există tot felul de lucruri care ar putea sintetiza totul și rezolva această problemă. Ce trebuie să facem noi cetățenii și dumneavoastră consilierii ca să demareze odată? Din punctul de vedere al consilierului, răspunsul este foarte simplu. Trebuie bugetată această activitate la un nivel care să o facă funcțională. Deci o rectificare de buget. Vă rog? O rectificare de buget, practic, care stă la îndemâna Consiliului Local. Care stă la îndemâna Consiliului Local. Am înțeles. Dar această rectificare de buget trebuie să fie promovată de către primarul municipiului Ploiești. De ce? Nu poate fi inițiată și de consilier local, numai de executiv? Noi trebuie să avem o fundamentare, trebuie să cunoaștem costurile. Cineva trebuie să ne spună, ori acel cineva este de regulă șeful executivului. Dar asta vă spuneam și nu politizez.
în loc ca primarul municipiului Ploiești să bugeteze proiectul pe care îl cunoaștem foarte bine și care răspunde cerințelor municipiului, vine și cere bugetarea unui proiect anterior la care municipalitatea a renunțat. Și atunci înțelegeți dumneavoastră, domnule Cristescu. Domnul Botez, dar ce sumă, mă iertați că vă întreb, ce sumă a solicitat domnul primar pentru acel proiect de hotărâre cu zona Protan? De la aia la referiți, nu? Da, dacă nu mă înșel și cred că nu mă înșel, jumătate de milion de lei. Am înțeles. Și jumătatea asta de milion de lei ar putea fi un început, spuneți dumneavoastră, pentru hotărârea de Consiliul Local 502 pe 2015? Indiscutabil. Am discutat cu doamna director, am stabilit imediat după ce am aprobat acea hotărâre în mandatul anterior, dar a intervenit perioada electorală și am spus că acest Consiliu, noul Consiliu, trebuie să pună în aplicare hotărârea. Dar ce pot face mai mult decât să votez o alocare de fonduri pentru acest proiect? Nu am nimic, totul este în mâna administrației, în mâna executivului. Și problema este, se vrea sau nu se vrea rezolvarea problemei câinilor. De multe ori, din punctul de vedere al administrației, se pleacă de la premisa, care este absolut falsă, că problemele se vor rezolva de la sine sau că cetățenii oricum s-au obișnuit cu acea problemă și din punct de vedere al rezonanței sociale, nu discutăm decât de vârfuri în momentul în care, Doamne ferește, se întâmplă accidente. Ori o chestiune de genul ăsta înseamnă până la urmă, domnule Cristescu, iresponsabilitate. Și dumneavoastră și eu ne-am consumat și timpul și cunoștințele și nu vă mai spun că am consumat și bani cu audieri publice și campanii, care am făcut în banii mei. Să rezolvăm o problemă. Și când este să o bugetăm, vedem că se dorește altceva. Domnul Botez. E tipic administrației Ploiești. Eu fac apel la dumneavoastră și la ceilalți consilieri locali. Când doriți dumneavoastră, vin și discutăm și cu domnul primar, mai ales la domnul primar, mă uit în cameră acum, sper că cineva din anturajul domniei sale să-i comunice, aștept un semn de la domnia sa, sunt deschis să ne întâlnim cu toții și să discutăm pe această problemă, să demarăm odată acest proiect. Pentru că altfel nu vom avea niciodată posibilitatea să gestionăm cât de cât situația câinilor comunitari din Ploiești. Sunteți de acord? Sigur. Mă puteți sprijini în domeniul ăsta să putem face o discuție cu toții? Sunt absolut de acord. Am considerat întotdeauna că dialogul este cel care duce la rezolvarea problemei. Am înțeles. Însă dialogul trebuie să fie constructiv. Exact. Și nu intrăm la alt nivel decizional, să schimbăm proiectul și să avem un al treilea proiect pe care de asigur că nici acela nu va fi pus în practică pentru un motiv foarte simplu. Și nu vreau să fac politică. Domnul Dobre a spus clar în momentul în care a preluat frâiele primării. Voi face să, în așa fel încât să continui proiectele predecesorului meu, Andrei Voluntului. Domnul Botez, până la urmă... În aceste condiții, în interesul Ploieștului. Este vrerea domniei sale, nu contează, ideea este să facă lucrurile bune. Că au fost lucruri bune și mandatul domnului Volosevici, care ar trebui continuate. Dar nu trebuie să facă o țintă din asta și îl aștept pe domnul Dobre, dacă se poate chiar cu dumneavoastră în emisiune, pentru că până la urmă trebuie să deblocăm cumva și situația asta, chiar dacă există doamna Crăciunoi în primăria Ploiești, care de multe ori se comportă ca un executiv, nu ca un angajat. Vă mulțumesc și vă aștept într-o emisie. Vreți să mai spuneți ceva? Nu, atât. Vreau să vă asigur de disponibilitatea la dialog. Aștept cu dragă inimă să îmi spuneți când să vin să discutăm și să încercăm să deblocăm situația. Știți că sunt deschis la problemele comunității și sunt implicat total pentru a le rezolva atât cât îmi stă în putere. Vă mulțumesc mult de tot. Cum spune rusul, keep in touch. Am înțeles, ok. Mulțumesc mult. O seară bună. Seară bună vă doresc.
Da, fac apel iarăși, mă uit în cameră și spun domnului primar și, persoanele din anturajul domniei sale, haide să deblocăm situația asta. Există CSM-ul, există deratizare, dezinsecție, există petrolul, haide să le deblocăm, că se mai pune și problema asta. O să ne mănânce câinii pe stradă și obolanii deja s-au mulțit. Domn primar, vă rog din sufletul meu sincer și curat, unde m-ați răscolit fără să vă dați seama, dați-i drumul la treabă și haideți să organizăm, o dezbatere sau să facem ceva ca să deblocăm această situație. Aștept din partea dumneavoastră un semn pentru a demara totul, să vedem acea rectificare bugetară. Trebuie să luăm pauză, îmi cer scuze. Eu zic că a fost o discuție constructivă și dacă dă Dumnezeu să existe această discuție la nivel administrativ, la care vreau să particip și eu, cu siguranță va fi un lucru foarte bun și se va debloca. Revenim în partea a treia emisiunii cu lucrurile care mai sunt și cu ce ne spune o altă colegă de-a noastră, Isabela Neagu, ne dă o sugestie, o soluție pe care o consideră ea, să vă citesc, să vedem dacă se aplică și la noi. Publicitatea lor.